Bună ziua, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Discutăm despre un domeniu extrem de important, nu numai pentru Constanța, ci și pentru România, despre marina comercială. Acum câteva zile a fost ziua internațională a marinei comerciale. Marinarii aduc în Constanța și în România sute de milioane de euro, bani pe care îi câștig în străinătate, bani pe care îi cheltuiesc aici. Nu știu dacă autoritățile statului fac îndeajuns de mult pentru această categorie. Dar încercăm să aflăm în această emisiune care sunt punctele frumoase, punctele tari, care sunt și problemele acestei meserii. L-am invitat în studio pentru această discuție pe domnul Adrian Mihalciu, este președintele Sindicatului Liberal al Navigatorilor și reprezentantul ITF în România. Bună ziua, domnule Mihalciu. Bună ziua. Am vrut să treacă data de 29 septembrie fără să o marcăm. Dumneavoastră ați fost evident cu un pas înainte, ați organizat o conferință de presă chiar pe 29 septembrie. Aș vrea să încep cu o cifră. Câteva sute de milioane de euro aduse de marinari, de tot ce înseamnă personal navigant în România pe an. Este o cifră corectă sau am exagerat? Nu, cred că este o cifră diminuată. Diminuată, spuneți? Cred că e mai mare decât atât. Având în vedere faptul că sunt destul de mulți navigatori care lucrează în afara granițelor țării și aș spune aici în total cu personal auxiliar cu tot în jur de 22-23 de mii de oameni, asta înseamnă un aport la bugetul de stat reflectat în taxele directe și indirecte foarte, foarte mari. Când spunem personal navigant, ne referim evident la marinari, la ofițeri, dar și la cei care pleacă pe nave de cruzieră. Pe nave de cruzieră, personal auxiliar, care lucrează în alte departamente, cum ar fi cameriste, eu știu, restaurant, shop, eu știu, și alte magazine și alte, și alte servicii de acest gen. Din experiența celor care mai pleacă pe o navă de cruzieră, să știți că n-am auzit până acum, evident că poate există navă pe care să nu existe cel puțin un român. Da. Românii sunt foarte... un domeniu sunt apreciați toți. E un domeniu care necesită încă forță de muncă. Avem chiar un deficit de ofițeri la ora asta pe flota maritimă internațională. Un deficit de forță de muncă calificată, vorbesc. Și pentru că sunt, să nu se înțeleagă altceva, sunt și navigatori care nu îndeplinesc cerințele, deși au toate documentele în regulă, nu îndeplinesc cerințele companiilor. Și cea mai discriminantă clauză la o companie poate fi vârsta. Deci poți să fii bun, dar dacă ai peste 50 de ani, compania respectivă nu te mai ia. Asta este, ar fi o condiție separată care este discriminatorie. Maxim 50 de ani. Dar mai sunt și navigatori care, într-adevăr, mai sunt, nu mulți, dar sunt și aceștia care nu își iau toate documentele, nu le au în regulă sau nu au cunoștințe necesare, chiar dacă au documentele. Ce se întâmplă, mă scuzați, cu o persoană care atinge 50 de ani, își mai găsește de muncă, își mai găsește greu de loc? E greu, pentru că companiile trebuie să plătească o asigurare suplimentară pentru vârstă. Deci acolo armatorii sunt obligați să facă niște asigurări de genul P&I, asigurări care protejează navigatorii din punct de vedere al sănătății, al accidentelor de muncă și al îngrijirilor medicale în urma îmbolnăvirii sau accidentelor de muncă. Aceste asigurări se plătesc și nu sunt mici, sunt destul de mari, cifre importante la companii, de exemplu, care au nave de ordinul zecilor, ca să nu vorbim de sute de nave în portofoliu, sumele sunt deja extraordinar de mari pe an. Și pentru a, normal, asigurătorii iau fiecare navigator în parte, deci se declară liste de echipaj acolo cu fiecare navigator pe nume câteodată, nu numai în listă, adică se declară un număr, dau și numele lor, iar în momentul în care ai navigator peste vârsta stabilită în contract, deja asigurările sunt mai mari, exact ca și în zona de război, nu? Știi, adică e un risc, da? Te duci într-un risc. E un risc, dar ca omul ăla să se îmbolnăvească mai ușor sau să aibă un accident pentru că are o vârstă sau să aibă un accident vascular sau, eu știu, alte probleme de sănătate. Și atunci asigurarea își ia acest risc plătind, cerând mai mult armatorului. Ori armatorul nu e dispus să plătească aceste sume de bani și pentru că se găsesc și alte... Apelează la cineva mai tânăr. Apelează la cineva mai tânăr. Este o chestiune aceasta la unde poate interveni ITF-ul sau Sindicatul Național? Da, noi intervenim acolo unde putem. În momentul când flota asta s-a globalizat, pentru că, într-adevăr, societățile de shipping mari sunt deja, nu mai sunt undeva într-o țară înscrise, ele merg peste tot și înscrie navele în zonele unde sunt cele mai favorabile condiții pentru ei,
Aici nu mai poți să ai controlul definitiv. Noi putem să facem un control la condiție de muncă și viață pentru cei angajați. Dar pentru cine vor fi cei angajați, aici nu putem să mai decidem noi. Piața oferă toate aceste răspunsuri și, din păcate, un răspuns care îl duce pe navigatorul de 50 de ani sau peste 50 de ani într-un loc unde își găsește mai greu locul de muncă, piața asta e dezavantajoasă pentru el. Facem o paranteză. Există soluții pentru acești oameni care plătesc 50 de ani pe uscat? Nu știu. Probabil că v-ați întâlnit. Soluția ar fi fost să meargă într-o companie și să aibă mulți ani de activitate în acea companie. Adică să aibă o continuitate. Și atunci, să normal, rămână la aceeași companie. Normal, când ești la o companie și mergi tot timpul, i-ar tot fi găsit ceva de muncă, probabil. Da, similar acolo, cu asigurările. Și la noi, în România, dacă vrei să te duci să faci o asigurare la o mașină mai veche de 10 ani, nu-ți face nimeni. Dar dacă ai o asigurare venită din urmă, da, și te prinde 10 ani cu mașina veche, vârsta mașinii de 10 ani, la un asigurător, ăsta ți-o face în continuare, îți face asigurarea în continuare. Ai fost clientul lui 10 ani de zile, da, are încredere în tine, da. Și așa mai departe. Și astea sunt lucrurile care ar putea, deci un mic truc, așa să spun, al navigatorului, care ar putea să meargă mai departe peste vârsta asta. Și avem în aceste companii bune, unde oamenii și-au făcut datoria mai mulți ani, 5, 6, 10 ani, 12 ani, 15 ani câteodată, îi respectă și sunt încă pe funcțiile lor. Regula, totuși, din câte știu eu, este că marinarii, ofițerii migrează de la o companie la alta în căutarea unui salariu mai bun. Nu cred asta că sunt foarte multe cazurile în care stau câte 10-15 ani. Nu sunt foarte multe, sunt totuși și cazuri. Companiile, să știți că doresc să aibă un personal fidelizat și nu să-l schimbe de bine și pentru mine. Ei, da. Însă condițiile pieței, știți că în shipping întotdeauna venitul sau, mă rog, activitatea în shipping nu este liniară, este sinusoidală. Acum avem o curbă în jos, încă nu s-a terminat curba respectivă și ea vine din mai mulți ani. Probabil că se va ridica în viitor, da? Într-un an, în jumătate de an, în 2 ani. Ce optimist sunteți! Iar ridicându-se, atunci va fi nevoie de și mai mulți ani. Nu, e o statistică a unor organizații de specialitate în care dau până în anul 2025 o lipsă de ofițeri, de exemplu, de peste 20.000. Ceea ce 20.000 e un număr mare. Da, cum se explică acest mare lucru? Nu e mare în flota maritimă internațională. Sunt peste 1.200.000 de oameni. 20.000 nu e mult. Dar raportat la noi, de exemplu, în România, am putea să avem un aport, 1.000-2.000 de ofițeri din cei 20.000 să-i ținem noi. Nu? Că de ce să nu facem treaba asta? Și atunci ce ar trebui să facem? Ar trebui să încurajăm oamenii să îmbrățișeze meseria de navigator, să meargă, să facă școlile necesare și să, mai departe, să putem să-i ajutăm să treacă peste perioada de training, de cadeție, da? Că aia este cea mai importantă și poate discutăm. Da, pentru că vorbeam despre cei de peste 50 de ani. Și să aibă, pe urmă, pe mână funcția de ofițer, punte, mașină, electrician, da? Foarte repede și să poată să avanseze în funcțiile superioare foarte, foarte repede. Din păcate, la ora asta, și eu susțin în continuare, cu toate criticile care probabil mi se aduc, susțin în continuare că pentru a deveni ofițer de marină nu este neapărat nevoie să faci facultate, la fel ca și pilotul de aeronave, da? Trebuie să faci o școală, există acele module STCV care nu sunt o cerință a lor să ai și o facultate, ci să parcurgi acele module, să demonstrezi că ești în stare să deții funcția de ofițer. Și atunci ai o viață mai scurtă în școală. Am înțeles. Ești profesional, pentru că vorbim de școlile profesionale, acum toată lumea se mai agită, parcă cineva a adus acum câțiva ani de zile în discuție chestia le-au asta. Le-au distrus. Asta ar fi o școală de profesii, da? O școală de profesii, să înveți repede, să fii cât mai tânăr în meseria asta, ca să poți să fii cât mai tânăr în funcțiile superioare. Deci la noi, în România, avem comandanți care ajung la funcția de comand în jur de 32-35 de ani cel mai repede. Iar, de exemplu, filipinezii, că ne comparăm cu ei până la urmă, sau polonezii, preiau funcție de comand la vârsta de 28 de ani. Da, haideți să ne comparăm cu Germania sau cu statele din vestul Europei. Da, cum stau lucrurile acolo? Cred totuși că ei fac o facultate, cursuri. Nu. Deci, chestiunea cu facultatea este numai în sistemul comunist, deci fost sistem comunist, pentru că așa se decidea să ai o facultate în zona aceasta, dar să ne uităm la piloții de aeronavă, revin acolo. Acolo nu trebuie să ai facultate, faci școala de pilotaj, ai terminat școala de pilotaj, ai orele, da?
de training necesare pentru zbor și cum devii pilot independent pe navă. La fel și în partea aceasta. Nu înveți nimic la facultate în afară de modulele STCR pe care le faci. Restul nu te ajută cu nimic la acele module și la acea experiență. Da, poți să ai o viziune mai mare despre geografie, despre istorie, dar astea poți să le înveți și în altă parte. Poți sau nu poți. Dar cred că altfel se uită un armator la tine dacă știe că ai absolvit o instituție de prestigiu din România, din Germania. Și altfel dacă ai făcut niște cursuri într-o baracă de undeva. Nu. Deci nu se fac cursurile în baracă, pentru că toate lucrurile sunt autorizate la nivel mondial și sunt societăți care le fac autorizate de organizațiile internaționale din domeniu și nu poți să te joci cu așa ceva. Adică dacă nu îndeplinești criteriile, ești observat, ești da, pe parcurs și dacă nu îndeplinești criteriile, ți se retrage dreptul de autorizare și ai ajuns pe lista neagră. Adică de acolo, de unde nu mai ești recunoscut ca navigator, chiar dacă ai acte. Deci lucrurile astea sunt foarte clare la nivel mondial. Lucrurile se fac foarte clar, modulele STCV și toate demonstrațiile în urma modului STCV sunt clare, iar pentru armator, pe armator interesează cunoștințele tale. Dacă ești bun sau nu ești bun. Nu interesează ce școală ai făcut în spate. Iar noi venim dintr-un sistem comunist. Atenție, până acum, deci până în 1989, ce aveam pe piața internațională, în afară de lagărul comunist? Pe piața internațională aveam navigatori din Asia, care s-au bazat numai pe școli din acestea care spun tehnice, deci numai pe școli de învățământ clar pe modulele STCV. Și avem navigatori din Franța, din Marea Britanie, din Olanda, din Spania, care merg numai pe aceste module STCV. Deci învățate, școală, STCV și ești mai departe calificat exact în meseria aceea. Nu trebuie să fii polivalent. Acum, știu că instituțiile de prestigiu, de renume din România au nevoie și de o logistică destul de importantă din punct de vedere financiar, simulator și așa mai departe. Da, aceste... Credeți că oricine ar putea veni pe această piață și ar putea avea forța financiară să investească în astfel de echipamente? Nu fac școală, adică nu au autorizație să facă școală și atunci oricine ar urma, haideți să ne uităm la facultățile astea de doi bani care se fac peste tot, e o diplomă și pe care nimeni nu bagă în seamă, da? O hârtie, de fapt. Da. Și poți să o iei de multe ori, nu, s-au luat hârtiile astea fără să te duci la școală. Și fără să aibă o valoare anulată apoi. Tu n-ai niciun fel de valoare, nu. Deci aici lucrurile sunt foarte clare. Școlile trebuie autorizate. Da? Autorizate de către cine? De către minister, de către autoritate. De către guvern, prin autoritate, prin minister și autoritatea respectivă. Autoritatea navală, da? Cursurile se autorizează, școlile se autorizează, adică toată programa de învățământ să fie în regulă cu ce înseamnă modulele STCV, examinarea, urmă, deci navigatorii trec prin niște filtre. Noi avem toate filtrele astea, dar filtrele fiind într-o țară coruptă, filtrele să mai trec prin mijloacele care le știm noi din România. Ajunge numai singurul filtru pe care nu mai poți să-l corupi este practica, adică ceea ce înveți efectiv la bordul navei. Aia nu mai poți să mai spui că înveți ceva acolo bine, nu înveți, nu te anime. Am înțeles. Da? Da, o astfel de inițiativă, dacă ar fi extinsă, mă gândesc că ar ucide practic Academia Mircea cel Bătrân și Universitatea Maritimă din Constanța. Nu. Păi cine rând, s-ar duce să facă 3 ani sau 4 de facultate? Haideți să facem o chestiune. Deci eu nu sunt împotriva învățământului superior de marină. Da? Eu aș vrea să aleagă lumea fiecare care vrea să facă și ce vrea să facă. Poate unii, de exemplu, ar alege calea cea mai simplă, probabil. Poate unii n-au nicio facultate și vor să facă o facultate, să aibă o diplomă de facultate și să aibă și meseria de ofițer. Sau poate cineva a făcut o facultate de mecanică, de exemplu, da? O facultate de ingineri adevărați undeva în Politehnică, în București, da? Și vrea să facă și această școală de navigatori fără să mai treacă prin încă o facultate. E o aberație să tot pui facultăți la facultăți ca să înveți să mergi cu vaporul pe mare. Da? Sunt niște reguli, sunt niște module care, iarăși, nu cer nivel de învățământ superior. Cât ar trebui să mă pregătesc eu, un absolvent de, nu știu, de liceu, ca să ajung ofițer, în opinia dumneavoastră? Păi sunt modulele clasice STC, standard STC, care le fac și cei din facultate și, dacă sunt școli private, și cei din școli private. Acum nu mai sunt școli, se înființează o școală privată, a fost desființată pentru că s-a modificat și legislația noastră, nu mai poți să fii ofițer de marină fără să fii cu un nivel de facultate. Deci e o legislație, o normă schimbată anul trecut, care a desființat acea inițiativă privată. Eu spun așa, cine vrea să facă navigator,
Eu cred că cu atât mai mult vrei să te faci navigator când te duci într-o școală profesională, nu să faci o diplomă, să ai o diplomă la buzunar. Pentru că foarte mulți au venit și la noi la sindicat și au cerut ajutorul nostru să facă practică și doar ca să facă practică și să termine totul cu un brevet. După care vede el că nu prea ar vrea să mai se ducă pe mare. Lucrurile astea nu mi se par corect. Adică, normal, faci școală de marinat, trebuie încurajați, pentru că aici sunt într-adevăr salarii mari, dar sunt salarii mari după ce treci prin toate aceste bariere. Durează câțiva ani de zile, da. Salarii mari pe un profesionalism extraordinar. Deci aici ar trebui dezvoltată, da? Cursurile STCV sunt minime. Cât durează aceste cursuri? Deci aceste cursuri sunt de 2 ani de zile. Deci modulele și modulul partea 1, partea 2, partea 1 este la nivel de executat. Am și înțeles. Partea 2 la manageriere. Deci circa 2 ani de zile, da? Deci au cam 2 ani de zile de cursuri, plus o practică. Tot 2 ani de zile să fac aceste cursuri, plus practică și în universitate. Să ne înțelegem. Numai că restul de 3 ani de zile sunt umplutuți. Sunt alte materii care vin pe lângă ele. Peste tot în lume aceste cursuri se fac standard. Deci astea sunt, nu sunt altele. Nici în Franța, nici în Filipine, pe nicăieri. Deci astea sunt. Dar, repet, ar putea să fie încurajatoare aceste cursuri pentru cei care sunt nebrevetați, de exemplu. Pentru marinarii care au o experiență pe mare și vor să devină ofițeri. Da? Și ar fi tentante decât să faci o facultate, să-ți ia 5 ani de zile și tu deja să ai 30 de ani și cu 5 faci 35 și ești ofițer 3 și deja la 35 de ani cineva se întreabă, zice, băi, ești ofițer 3 la 35, parcă ești cam târziu, trebuia să fii un comand acum. Sau să faci și 30 de ani vechime și mai faci și 2 ani de zile fără practică, da? Că ai făcut-o pe mare deja, că ai, se echivalează niște lucruri acolo. Și atunci poți să mergi ca în funcția de ofițer, bineînțeles, cu examene și cu capacitatea ta profesională, că cunoști ceea ce trebuie să faci, da? Și nu altfel, da? La 31-32 de ani. Deci e o diferență. Anii ăștia toți și la un moment dat, anii ăștia contează foarte mult și un an contează foarte mult. Dar nu asta ar fi scopul, da, neapărat la discuție. Da, nu era acesta scopul discuției, dar pentru că am ajuns așa aici, e interesant, da, ce interesant spune și să facem această discuție. O să ne întoarcem în curând și la tineri, da, să vorbim. Toți încearcă să-și bage cât mai mulți navigatori. Și aici spuneam că avem un aport destul de mare în economia națională până la urmă, da? Navigatorii sunt cei care, până la urmă, merg afară, fără niciun ajutor. Și aduc, mai mult, aduc chiar bani el acolo, da, plătește școala, chiar el plătește practica, chiar el plătește și șpaga, probabil, care o dat la unele agenții de curățenie. Se mai aude așa, da, se mai aude așa, da, că da, se mai nu știu sigur, nu avem dovezi, că nu vine cineva să spună clar, că foarte nu, da, clar, domnule, mi-a cerut șpaga, dar e de înțeles, vorbește, da, e de înțeles de ce nu spun chiar dacă o dă șpaga. Și, pe urmă, ajunge și el în meseria de ofițer și deci ajunge pe cont propriu, da? Hai să uităm la Simona Halep, e jucător de tenis, da? Practic pe ea n-a ajutat-o nimeni. Un din mic statul român, a ajutat-o, da? Niște oameni, familie, niște și oameni, oameni de afaceri. Familia, oameni de afaceri, probabil și foarte mult ea, care a luptat cu și, siguranță, da, da, ea și a muncit foarte mult. Așa se întâmplă și cu acești navigatori. Este fiecare navigator, putem să spunem că este o Simona Halep. Și atunci, parcă ți se pare așa unde ar fi un loc unde ar putea să își facă, eu știu, o activitate navigator respectiv și nimeni nu face nimic pentru treaba asta și vorbim de nimeni nu face nimic la nivel oficial, la nivel guvernamental, că noi degeaba vorbim pe margine, nu avem aportul necesar, nu pot să mă întâlnesc cu ministrul transportului din Franța, de exemplu, da? Ci se întâlnește ministrul transportului din România cu cel din Franța, da? Și atunci la nivel ministerial se pot pune niște în discuție niște teme și undeva să se pună și bucățica asta. Dom'le, avem și noi niște studenți, ar vrea să facă și practică. Nu puteți să faci o înțelegere națională așa, pentru că iau o înțelegere națională francezii, da? Cu armatorii. Nu face nimeni, n-are voie să facă shipping până când nu și ia și un cadet la punte și unul la mașină, dacă li se cere. Dacă li se cere, nu iau. La noi tinerii își găsesc, din câte știu eu, foarte, foarte greu de muncă. Se duc foarte greu în practică în perioada, da, aceasta. Și trece foarte multă vreme până își fac practica asta, care este la maximum și asta pusă, impusă, pentru că este singura care acumulează experiență sigur, da, din punct de vedere al autorității. Acumulează experiență pe mare, pe navă, în meseria respectivă și atunci e normal că este pusă la maxim să învețe măcar din practică. Dacă cât înseamnă școală, maxim? Un an de zile? Da, practica este de 12 luni. 12 luni înseamnă, 12 luni de ambarcare înseamnă cam vreo 2 ani, așa, dacă da, stai aproape să 2 ani cu pauze. Da, cu pauzele de rigoare, pentru că nimeni nu poate să stea un an de zile la bord. O pauză de rigoare luăm și noi, domnule Mihălciu, da, de câteva minute, nu de câțiva ani de zile și revenim. Sigur. Bun, ne-am întors, discutam despre
modul în care pot tinerii pleca în perioada aceasta de cadeție, care este obligatorie. S-a discutat la un moment dat, domnule Mihălciu, despre obligativitatea armaturilor, chiar și în România, de a lua cadeți, dacă da, am fi avut și noi o flotă, da? Dacă am fi avut pavilion deci, românesc, nu avem. La, mă rog, la momentul zero, să spun așa, când unii inițiatori au încercat să facă un pavilion în România, de fapt a doua oară, că prima dată am mai făcut și pe vremea, cred că, doamnei Vancea, da, pe vremea când era prin 96, se făcuse un registru special, o inițiativă, dar Ministerul de Finanțe a pus impozit pe profit și impozit de tonaj. Adică dacă erai armator, plăteai de două ori impozitele. Era o nebunie, nimeni nu făcea asta. Și atunci el a fost ca și zero. Dar această nouă propunere a venit destul de bine. Adică era o propunere frumușică. Niște zeci, sute de nave puteau să vină în pavilionul românesc și dacă lucrurile se puneau în hârtie și în contract așa cum trebuie să pună, fără multe steluțe din astea și fără multe amendamente care la sfârșit erau interpretate altfel și în final ducea totul la o răsturnare de situație, lucrurile erau foarte bune. Și părea totuși că statul românesc nu câștigă mare lucru. Păi părea că statul financiar. Românesc, pentru că la sfârșit așa s-a întâmplat. 1000 de dolari pe navă. Deci la sfârșit așa ajunsese. Să nu mai primea, nu primea statul român nimic. Nimic, nu? Primea deci inițiativa autoritatea era autoritatea navală doar 1000 de dolari pe navă, pe an. Da? Și când se îndeplineau mizerie, 300 de nave erau înregistrate în pavilion românesc, atunci primea și statul român cea. Deci mangle. Deci o inițiativă bună care a fost, o inițiativă bună care a fost distrusă, probabil cu ajutorul și a oamenilor din România, care au găsit mintea celor care au venit să facă un pavilion în România. Aceia nu erau nici ei foarte sfinți, că erau și ei normal. Dacă îi oferi posibilitatea unuia să se îmbogățească, nu contează naționalitatea. Probabil deci, că va profita imediat, de ea, profită imediat de chestiunea asta. Așa și la noi. S-a întâmplat să ajungă destul de rău. Iar chiar rău ajunsese pentru că nici nu aveam dreptul să înregistrăm armatori români în pavilionul ăsta românesc. Deci, atenție, erau făcut pentru străini în România. Deci, numai dacă erai străin, puteai să înregistrezi nave sub pavilion românesc. O aberație, cum să spun eu, nu poate fi descrisă în cuvinte aceasta. Deci eu, Bosânceanu, Samara, etc. N-aveau voie, odată. Doi, n-aveai voie să îți pui obligativitatea unui cadet român la bordul acelor nave. Cum faceți, spuneați la punte, în Franța, da, nu? Spuneți mai devreme. Fac toți, nu numai Franța, Marea Britanie, toți au aceste reglementări obligatorii, altfel cum mai face mai departe dacă nu faci asta? Deci dau niște facilități, dar în același timp ai și tu niște lucruri care te ajută. Plătești o taxă de tonaj, adevărat, dar mai faci niște lucruri de genul ăsta. Pentru că nu ești o țară gen Panama sau Liberia, unde n-ai nimic. Ești o țară europeană, totuși, da? În care ai o forță de muncă, ai un bazin de resurse de forță de muncă și ai o deschidere la mare, până la urmă. Ei, lucrurile astea ar fi bune să se facă și acum, din nou. Deci eu aș spune că un pavilion românesc și acum, spun în continuare, susțin, iarăși, împotriva tuturor criticilor, probabil. Susțin că un pavilion românesc în niște condiții corecte, da? În condițiile în care se plătească o taxă pe tonaj stabilită, conform cu deciziile Uniunii Europene, la nivel și cu niște birocrați care să lucreze într-adevăr în normele cerute de armatori, pentru că să vă spun ceva, armatori, nu se uită cât să iasă și înregistreze o navă sub un pavilion sau altul. Astea sunt lucruri pentru care armatorul nici nu dă atenție la așa ceva. El trebuie doar să se ducă acolo, să spună vreau nava asta înregistrată și birocrații de acolo să se ocupe imediat și în cel mai scurt timp să-i dea actele de registru în conformitate și contractele de registru și absolut tot în conformitate cu cerințele registrului respectiv, fără ca asta să aibă întârzie, să aibă navele reținute, să stea în portul până așteaptă el certificatul și pavilionul și, da? Deci lucrurile trebuie să întâmple foarte repede. Deci, repet, oricine ar fi privat sau de stat, da? În aceste birouri de birocrați, dacă ar trebui să fac și un pavilion românesc, ar trebui armatorul să-și plătească niște taxe la statul de înregistrare al pavilionului și e corect să fac chestia asta. Iar birocrații, în baza acestei taxe, să le facă serviciile de cea mai bună calitate și 24-24, 365 de zile pe an și să avem și noi niște condiții, adică noi, cetățenii, populația, marinarii până la urmă, să punem și noi un navigator, punte, mașină pe fiecare navă, da, înregistrată, măcar unul. Nu ceri, nu-ți spui. Dacă ai cerut, ăla nu poate să refuze chestia asta.
Și, bineînțeles, și un echipaj românesc în măsura în care se găsesc ofițerii respectivi. Și asta se poate pune prin contractele pe care noi le încheiem, da, cu acele companii. Și obligatoriu contract de muncă pentru toată lumea, niște condiții de muncă decente conformate condițiile internaționale. Lucrurile sunt clare. Aici lucrurile sunt reglementate destul de bine, sigur, la nivel internațional. Sigur. Cine pleacă, da, trece prin sindicat, are un contract de tip ITF, sigur, este asigurat în mai multe privințe, nu, da, știu, de la accident până, da, la domnul absolut Frește. Tot este. Deci totul este asigurat, totul este perfect. În general, domeniul ăsta este foarte bine reglementat. Sunt foarte multe, foarte puține locuri unde ar putea să mai existe niște breșe. Sunt foarte puține și aproape neglijabile. Deci este un domeniu foarte bine reglementat, da, și din punctul ăsta de vedere e ok. Cine vrea să facă shipping și își pune atenția în a transporta mărfuri pe mare în condiții avantajoase, e clar că ăla face un business. Restul sunt fel și fel de cârpeli care încearcă să pună una pe alta, ba de la om, ba de la navlu, navlu vin, dumping social, trec când nu și-au, iau marfa cu un, da, cu un preț mai mic de transport, în detrimentul altuia care are condiții la bord, ăsta nu mai și de aici, nimic de aici, și de aici toate probleme. Da, problemele care le știm și le-am și, da, cu ocazia zilei. Exact, marinei, da, vorbim puțin despre ele și noi acum. Există marinari care mai, dați-mi voi să vorbesc așa, care mai iau țeapă atunci, da, când semnează un, da, contract, sigur, care, și cum, sigur, se întâmplă acest lucru? Nu știu, probabil prin neglijență, așa. Nu citesc, nu sunt atenți. Nu, nu poți să citești. Acum vă spun că am luat și o țeapă cu un contract la un operator de telefonie mobilă. Da, pentru că mi-a venit cu un zeci contract, de pagini, zeci de miliarde de pagini, ăla îți explică ce vrei tu să auzi, tu auzi că sună bine, te uiți pe acolo și bă, am încredere în tine că până la urmă niciodată nu-ți explică ce scrie mic, da, acolo. Da, ce scrie acolo mic și până la urmă nici ce scrie mic nu este explicat total, adică sunt lucruri pe care chiar și în contractul nu ți le mai explică și vin pe urmă. Și când vezi factura, îți dai seama deci, că... dacă asta se întâmplă la un contract de telefonie mobilă, cu siguranță la un contract... Lucrurile sunt și aici ușor manevrabile, însă cu o legislație adecvată, că de fapt asta luptăm și noi, să nu mai avem paradisuri din astea fiscale, să nu mai avem Republica Moldova. E o țară foarte mică, care are deja înregistrate vreo 200 de nave sub pavilion moldovean. Dar condițiile sunt jalnice acolo. Adică fiecare care vrea să nu respecte convenția internațională, să ducă în Moldova și își înregistrează pavilion acolo. Vin cu salarii sub standard, mici și foarte mici și aproape nu mai le plătesc câteodată. Vin cu tot felul de asigurări care nu sunt puse în practică, numai hârtii, practic dacă ai un accident sau ai vreo îmbolnăvire, n-ai de unde să iei de nicăieri pentru că ăla asigurarea vezi că nu îți mai răspunde. Sunt foarte, foarte multe lucruri pe care condițiile de la bord nu mai vorbim, condițiile de muncă, de viață sunt sub orice critică și da, e pavilion moldovean. Dacă ar fi reversul, da, un pavilion spaniol, un pavilion francez, da, un pavilion italian, lucrurile se mai schimbă și se schimbă radical. Adică sunt într-adevăr niște condiții, e diferență și între ce scrii și ce se întâmplă la navă. Asta este clar, oriunde, una e să descrii locul unde muncești și alta e ceea ce faci efectiv. Cred că și la dumneavoastră și la mine la fel. Este tot sigur. Dar în linii mari și în condițiile generale apelezi la niște lucruri care le știi și sunt acolo. Adică alea sunt criteriile de lucru și condițiile de lucru. Astea mici sunt așa cum vorbeam. Domnule Mihalciu, 30 de secunde. Avem nevoie de o lege a marinarilor în România? Cred că era nevoie de o lege a marinarilor în România, de un cod al personalului navigant. Acum nu mai avem flotă și ne mai avem flotă, ne mai avem pavilion românesc, practic a devenit derizoriu această idee. S-a pierdut undeva în trecut. Dar dacă vom avea un pavilion, și repet, eu sunt susținătorul nevoie, și cât voi trăi, probabil voi susține acest lucru. Voi susține școala privată de marină, voi susține un pavilion românesc în condiții corecte și normale și voi susține că românii trebuie să îmbrățișeze meseria de navigator pentru că este bună, este o meserie unde dacă termini o școală ai avea unde să te duci, da? Termini o școală cu tot cu cadeție, ai unde să te duci, îți oferă un loc de muncă imediat, da? Dacă ești bine pregătit, da? Și vorbesc pentru cei care sunt bine pregătiți, nu mai spun dacă pe lângă limba engleză mai știi și o altă limbă, o limbă germană, franceză, lucrurile deja te ajută foarte, foarte. Am înțeles câteva motive să îmbrățișăm această meserie. Mulțumesc frumos pentru prezența în emisiunea, domnule Mihalciu, și dumneavoastră că v-ați uitat. Rămâneți în continuare cu România TV.